dar voi ați observat că PSD-iștii nu mai vorbesc despre altceva decât reunirea cu PNL, despre refacerea USL și despre ce bine o să fie? Iar acum, după ce Crin, într-un acces de ăsta sinucigaș, a băgat-o pe aia cu dacă PNL nu ia 20% de misionez, lucrurile par foarte clare. Ponta trimite un mesaj clar. Rămâneți în relații bune cu liberalii, după 25 mai vom fi din nou împreună. Iar Tăricianu, căluțul liberal troian scăpat pe câmpie, bineînțeles că știe și el ce trebuie să spună, da? E posibilă refacerea USL după europarlamentare dacă PNL nu atinge scorul de 25%. Tăricianu e ca acei oameni care plecau în străinătate pe vremea lui Ceașcă și apoi le făceau chemare și altora. Dar nu, e mai tare decât atât. El le spune liberalilor, stați bă, liniștiți bă, că după europarlamentare se ridică vizele pentru că dictatorul va fugi. Acu pe bune, Crine, tot mai crezi că a fost o idee bună asta?